Ați auzit vreodată pe cineva afirmând că atunci când va crește mare își dorește să devină filozof? Este puțin probabil. Despre unele persoane se spune uneori că sunt așa, mai filozofi, adică mai visători, mai cu capul în nori, cu o gândire mai profundă. Rare ori se întâmplă ca cineva să aleagă filozofia ca profesie cu statut și funcție socială și chiar mai rar să fie privit cu seriozitate în acest sens. De fapt, raportarea la filozofie și la atitudinile filozofice nu este privită întotdeauna cu ochi buni, iar în limbajul românesc circulă și vorba: dacă tăceai, filozof rămâneai. Capcana lexicală de astăzi ține descrierea corectă a cuvântului filosof sau filozof. Filosof, din câte eu știu. Așa se numește, despre exemplu, la mine așa se numește și obiectul, filosofia dreptului. Filozof. Filosof. Filozofii iubesc să complice viața? Înțelegi, zic că pentru mine, varianta corectă poate fi filozof. Eu ca o greu am pronunț filosof. Dar filozof, asta e frumos și... Filosof cu se. Se, litera se. Marele filosof Lucian Blaga. Unul dintre cei mai renumiți filosofi este Aristotel. Filozof. Oamenii sunt filozofi. Filosof. Varianta corectă este filosof, cred eu. Filosoful meu preferat este Mircea Eliade. Filozof. Cu S. Filosof. Cu S. Filozof? Cu filosof, eu cred că. Eu cred că e cu S. Filosof. Dacă tăceai, filosof rămâneai? Filozoful meditează asupra unei probleme. Prietenul meu se crede mare filosof. Eu ar zice filozof, dar corect e filosof. În dicționarul explicativ al limbii române găsim substantivul filozof și definiția pentru el: persoană ce se ocupă cu filozofia, care studiază și prelucrează probleme importante ale filozofiei. Persoană ce are o concepție proprie în domeniul filozofiei. Persoană ce are o atitudine înțeleaptă față de viață. Termenul provine din grecescul filosofos, care înseamnă iubitor de înțelepciune. Varianta originală a fost adoptată în multe limbi, inclusiv în română, sub forma filozof. Cuvântul filosof, scris cu S, la fel apare în dicționar, dar este o versiune mai populară sau arhaică a lui filozof. Chiar dacă ambele formulări pot fi întâlnite în literatura de specialitate, conform dicționarului explicativ și dicționarului ortografic și ortoiepic al limbii române, forma corectă este filozof. Aceasta e recunoscută și utilizată oficial în limbajul academic. Preot și filozof este o poezie scrisă de Mihai Eminescu. Mulți tineri manifestă un interes sporit pentru ideile filozofilor contemporani. Un filozof pune la îndoială multe lucruri, meditează asupra lor și își concentrează toată energia pentru a găsi răspunsuri. Aici încheiem episodul de astăzi al Dexului de pe stradă. Ne întâlnim mâine pentru o altă aventură lexicală.